Astra Giurgiu a avut doi jucători convocați la echipa națională, Alexandru Mățel, capitanul Astralilor, și Paul Pap, care a fost transferat în această iarnă, dar care nu a bifat niciun minut în prima reprezentativă. Mățel s-a făcut remarcat prin mai multe faze și a fost unul din cei mai buni jucători ai naționalei României în meciul cu Argentina. A avut un joc de apărare impecabil, iar în atac a avut mai multe incursiuni pe flancul drept, unde a pus mari probleme argentinienilor, cu centrările sale, care i-au găsit în poziții periculoase pe atacanții noștri. Mățel a fost titular și a jucat 75 de minute, până când a fost înlocuit în aplauzele celor peste 40.000 de suporteri de pe Arena Națională.